Bună ziua, dragii mei peștișori! Am revenit cu înregistrarea a doua pentru partenerul dumneavoastră, partenera dumneavoastră, dar din când în când și pentru ceea ce vi s-a pregătit pentru ianuarie, să zic, ca și vibrație pentru unii dintre voi. Între timp, am încercat să clarific o carte, am încercat să clarific patru de cupe. Pentru că, în principiu, mi se pare că aveți cărți foarte bune, sunteți determinați să faceți ceva deosebit, să manifestați un viitor deosebit, eventual să, dacă nu dumneavoastră, să manifestați această persoană puternică în viața voastră. Dar am vrut să clarific acest patru de cupe și iată ce am găsit. Am găsit. Am primit 7 de săbii, de spade, da, regina de monede și lumea. Cred că, de fapt, în poziția asta au venit, dacă mai mi-aduc bine aminte. Și cum am spus și mai devreme, sunt deja convinsă, nu doar cred, că, într-adevăr, la un moment dat anul trecut ați relaționat cu cineva care v-a înșelat așteptările. Așteptările la dreptate, nu neapărat la, eu știu ce, alte mărețe idealuri. Prima așteptare pe care toți o avem este să comunicăm cu cineva corect. Și undeva ați fost înșelat și din acest motiv aveți acest as de spade în poziția fricii. Credeți că nu veți mai relaționa corect cu persoana respectivă sau poate și cu alții. Unii dintre voi, nu toți. Dar cred că undeva, da, ați fost mințit, ați fost păcălită, ați fost deturnată, ați fost nu doar decepționată, chiar cineva v-a indus în eroare cu o strategie care nu a fost corectă și nu a fost frumoasă. Aceasta e o carte care reprezintă, da, evident, un semn de aer sau cineva cu planete în semn de aer, în o poziție planetară care nu e tocmai frumoasă. De obicei se zice că reprezintă o persoană născută în gemeni, în balanță sau în vărsător. Rămâne de văzut, mai mult sau mai puțin. Nu-mi place să mă fixez pe zodii pentru că fiecare zodie e diferită și suntem complex. Și o să vedeți că eu studiez și astrologia și există detalii atât de fine despre fiecare în parte. Da, deci revin. Cred că undeva în anul 2018 ați fost mințit, dar ați învățat această lecție deja. Aveți două cărți care reprezintă lumea, care reprezintă lecțiile pe care le-ați avut de învățat și pe care cred că vi le-ați învățat. Pentru că vă văd puși pe treabă, puși pe muncă, puși pe făcut bani, cu alte cuvinte, așa vorbind românește, așa ca să vă puteți controla singur viața, să nu mai depindeți de nimeni, eventual unii dintre voi. Și văd acest lucru și între aceste trei cărți, da? Ați depășit minciunile ce vi-au fost spuse. Poate v-ați mințit voi înși vă crezând că cineva se poate ridica la idealurile voastre. Ați depășit această lecție. Gata. Acum vreți să manifestați această regină de monede, da? Care este o persoană foarte stabilă. Foarte stabilă, da? Care face bani, o pereche foarte bună pentru împărat. Poate vreți să deveniți perechea acestuia, mai mult sau mai puțin. Eu cred că vă gândiți mai mult la stabilitatea voastră financiară. Știu că peștii sunt foarte muncitori, dar aceasta este și o persoană creativă, fertilă, iepurașul ăsta nu degeaba stă aici prezent în carte. Da? Este o persoană generoasă, abundentă, da? Și foarte tandră, după cum vedeți, acești pomi se întrepătrund, se îmbrățișează unul pe altul. Da? Vreți să manifestați o dragoste frumoasă, o viață frumoasă, stabilă. Acesta este Venus. Poate să fie o persoană născută în Capricorn, scuzați-mă, în Fecioară sau în Taur. Dar eu cred, repet, că vă gândiți să manifestați această energie dumneavoastră cu puterile și forțele și abilitățile și talentul pe care le aveți. Sau talanții pe care i-ați primit. Încă
Sper, sau poate chiar mai puțin, să vă prezint energia dintre voi doi. Ia uite, și-am și furat cartea. Am luat-o cu mine. O să o pun la loc. Energia dintre voi doi, dragii mei peștișori, este, da, o carte foarte intensă, foarte dură. Se numește Moartea. Are numărul 13. Temutul număr 13, da? Aș fi văzut un craniu pe acest steag, dar nu mai contează cum aș fi văzut eu. Când o să fac eu cărțile, o să-l vedeți. Această carte reprezintă Pluto, reprezintă zodia Scorpionului. Este o energie foarte intensă care transformă. Da? Ce a fost în trecut a murit. A murit. Dacă este vorba de o relație cu cineva, cu acest împărat sau cu persoana despre care o să vorbesc în curând, tot ce a fost în trecut a murit. Și cred că ei știu. Și cred că încă simțiți, da? Simțiți această energie. Dar este aceeași energie care aduce și învierea, care aduce un nou început după moarte, este o nouă viață. Este o energie care transformă. Cred că amândoi vă transformați, da? După această experiență, poate neplăcută pe aici, pe acolo, dacă nu chiar destul de neplăcută. În fine, să trecem peste acest moment, această energie, aveți timp să o experimentați și să comentați. Haideți să vorbim despre persoana a doua, despre persoana care vă interesează sau revin, repet, de câte ori pot, puteți fi dumneavoastră aici și persoana care vă interesează să fi fost prima. Nu uitați niciodată acest aspect. Deci, revenim. Luna persoanei este magicianul. Iar poate fi o persoană în zodia berbecului, e prima zodie, poate fi pentru că e Mercur, poate fi o persoană născută în zodia gemenilor sau a fecioarei. Am spus că de multe ori eu asemăn magicianul și cu capricornul pe cont, pentru că îi văd foarte determinat și sunt apt să pun în practică tot ce își propun. Acest om are toate instrumentele și este pregătit, apt să pună în practică ce și-a propus. Și emoțional vorbind, persoana, da, aceasta vrea să manifeste un nou început. Este unul, da? Un nou început, un nou stadiu în relația cu dumneavoastră. Poate că și ei au învățat lecția trecutului și nu vor să o mai repete. Și vor să manifeste altceva. Pentru că în trecut, să nu uităm, ați avut acest 7 de săbi, este foarte posibil să vă fi manipulat emoțional. Sau, întotdeauna este și varianta inversă, să se fi simțit manipulați emoțional. Dar cred totuși, până la urmă, aici au picat minciunelele, cred că undeva ei au încercat să manipuleze situația emoțional într-un fel sau altul. Oricum, am senzația că acum vor să manifeste altceva. În poziția gândurilor a lui Mercur avem ce? Avem îndrăgostiții. O carte care reprezintă un cuplu ce se completează în toate aspectele, fizic, energetic, emoțional, spiritual, material, în toate felurile, pe toate planurile. Este un cuplu coordonat de divinitate sau pe care divinitatea l-a adus împreună, l-a lăsat pe pământ pentru o misiune specială. Ei se gândesc la acest lucru și am senzația că unii dintre voi, dintre ei, cred că într-adevăr voi doi aveți o misiune specială împreună și poate s-au trezit, da, poate s-au trezit de la aceste minciunele și vor să manifeste un nou început și să-l manifeste anul acesta, poate chiar din ianuarie. Pentru unii dintre voi, sau dintre ei, mai bine zis, fiți atent, da? Mercur e în poziția lunii și o carte oarecum emoțională, să zicem, sentimentală, mai bine zis, e în poziția lui Mercur. Este foarte posibil ca acești oameni, unii dintre ei, să raționeze foarte mult emoțiile, sentimentele, să nu se simtă foarte confortabil în zona emoțiilor. Sunt și oamenii de aceștia, da? Să simtă că pierd controlul, da? Un asemenea om este și împăratul, vrea control asupra emoțiilor.
E frică să se lase în voia soartei sau în voia emoțiilor. Dacă ar fi să-i fie frică de ceva, acest lucru, cred că de acest lucru s-ar teme împăratul. Da? Ceea ce doresc să se exprime la modul foarte direct. Acesta ar fi martele lor. Poate au un marte de foc, în semn de berbec, leu sau vărsător, sau pur și simplu acționează pasional sau își doresc să acționeze pasional. Ar mai fi posibil ca în viața lor publică să aibă parte de un proiect care să le atragă atenția, să-i facă să-și recapete, să zic, pasiunea pentru un anumit domeniu, dar, revenind la relația dumneavoastră, poate își doresc să vă scoată un pic din starea aceasta. Ar veni în întâmpinarea dumneavoastră cu multă dorință, cu multă, cu un fel de a se manifesta foarte atractiv, sexual aproape, dar undeva simt că îi aveți dubii față de ei, îi puteți primi oarecum, puteți strâmba din nas dacă cumva ei acționează așa și totuși parcă ar încerca să vă scoată din starea asta și să vă arate că pot să fie altfel. Probabil că n-au fost așa înainte și vor să arate pasiunea. De ce le e frică? Le e frică de justiție. Le e frică de karmă. Probabil și-au făcut karmă prin acest comportament în trecut și și-ar dori, sper să-și dorească să o depășească. Da? Fiind un nou ciclu, să învețe lecția și să plătească ce nu au făcut corect. Le este frică de o despărțire, poate de cineva din viața lor, din trecut, în fine, voi știți mai bine sau poate nici voi nu știți. Da? Că vă e frică de adevăr, poate nici voi nu știți. Vă doriți, dar vă e frică, înțelegeți? Ce își doresc ei? Își doresc iar un semn de foc. Pentru mine acesta este semnul săgetătorului, al treilea semn de foc, dar poate fi și un leu, poate fi și un berbec. Cred că își doresc în primul rând, pentru că este trei, în primul rând comunicarea și chiar comunicarea la distanță prin deplasare. Vor să călătorească, să vină mai aproape de dumneavoastră și să-și exprime pasiunea, cum am spus mai devreme, să pasiunea, dragostea, da? Mercur, ce înseamnă să se exprime, da? Într-un mod cât mai atractiv, cât mai convingător, să exprime cât simt ei pentru dumneavoastră, câte și mai câte. Totuși, într-un final, în ianuarie, ei vor manifesta, ar trebui să manifeste puterea. Ce înseamnă? Este un semn de, reprezintă semnul leului sau al fecioarei, dar revin, nu ne fixăm pe semne, doar le spunem din când în când. Cred că ei trebuie să-și controleze impulsurile, pasiunea și să nu uităm că aici există și un împărat, da? Cu fie el berbec, taur sau altă zodie, este un om care trebuie să se controleze, vrea să se controleze. Și va trebui în continuare să o facă în ianuarie, pentru că dacă vin prea pasionali, da? Ori îi refuzați, da? Refuzați oferta lor emoțională, nu contează, emoțională, că aceasta era cartea lor pentru emoții, sau pur și simplu, dacă sunt prea pasionați, s-ar putea să-i și pogniți într-un fel sau să-i tratați foarte, foarte defensiv. Aceasta ar fi citirea mea pentru pești, pentru partenerul vostru. Ar fi multe de comentat în continuare. Sper pe viitor să fiu mai rapidă. Ideea este că, într-adevăr, în trecut nu prea ați comunicat bine. Aceste două cărți care reprezintă comunicarea corectă sunt amândouă în poziția fricii, da? Într-un fel sau altul, unul își dorește să se întâlnească cu celălalt. Ori berbecul, taurul, vă așteaptă pe dumneavoastră, ori dumneavoastră l-așteptați pe el, unul dintre cei doi
va trebui într-un fel să călătorească și să comunice ce trebuie să comunice. Oricum, cred că aveți o misiune specială, scuzați-mă, mă grăbesc, și vă doresc să reușiți să o împliniți pentru că sunt vremuri speciale. Numai bine, dragoste și adevăr, la revedere!